În prima duminică din noul an au fost programate jocurile etapei cu numărul 14 din seria a treia a celui de-al doilea eșalon feminin de handbal. În sala de la Energetic, ocupanta poziției a patra în clasament, Național Râmnicu Vâlcea, un echipament albastru, a primit vizita liderei Dacia Mioveni 2012. Oaspetele au avut două oportunități pentru deschiderea scorului, însă Diana Ciucă s-a opus mai întâi la un 7 metri executat de Ana Maria Vacariu, dar și la pătrunderea pe extrema stângă a Ștefaniei Pârvulescu. Primul gol al întâlnirii a venit la cealaltă poartă, acolo unde Ioana Bălăceanu a transformat o aruncare de la 7 metri. Mioveniul a egalat prin Ana Maria Dumitrașcu, după care Daniela Șchiopu a preluat din nou conducerea pentru gazde. Aceeași Dumitrașcu a restabilit egalitatea, dar vâlcencele au înscris din nou, de această dată prin Daniela Marin. Anisa Șerban a înscris pentru 3-3, dar Dana Matei le-a adus pe oltence din nou în avantaj. Următorul gol egalizator a fost marcat de Carmen Ganea, după care Denisa Vâlcan a înscris primul ei gol și scorul a devenit 5-4. Onicaș a egalat din 7 metri, iar Vâlcan a făcut 6-5. Egalitatea a fost restabilită de Anca Onicaș, iar oaspetele aveau să preia conducerea după golul semnat de Janina Nițu. Vâlcencele au egalat prin Denisa Vâlcan în urma unei aruncări de la 7 metri, dar Mioveniul a trecut din nou în avantaj după golul înscris de Ana Maria Vacariu. Egalitatea a fost restabilită de Ioana Bălăceanu, după care Diana Ciucă a ieșit din nou în evidență. Lidera avea să preia totuși conducerea prin Nicoleta Deaconu, dar Vâlcea a egalat prin reușita Danielei Marin. Sladiana Prelevici a marcat apoi pentru Mioveni, iar Dana Matei a făcut 10-10. Golul 11 al oaspetelor a fost înscris de Onicaș, iar Nicoleta Deaconu a dus echipa din Mioveni la două lungimi. Național Râmnicu Vâlcea a redus din handicap în urma unei aruncări de la 7 metri transformată de Vâlcan și a restabilit apoi egalitatea prin Andreea Coman. O nouă intervenție salvatoare a Dianei Ciucă a făcut ca rezultatul pauzei să rămână egal 12-12. Primul gol al actului secund a aparținut gazdelor, care au preluat conducerea prin Daniela Marin. A urmat un 7 metri pentru Mioveni, executat de Onicaș și rezolvat de Sara Rus. La cealaltă poartă, Denisa Vâlcan a transformat o aruncare de la 7 metri și Vâlcea s-a distanțat la două goluri, dar nu pentru mult timp. Prelevici avea să înscrie de două ori consecutiv și a egalat la 14. Lidera a avut șansa să înscrie din nou prin aceeași Prelevici, dar nu a fost de acord Diana Ciucă, după care Daniela Șchiopu a preluat conducerea pentru echipa vâlceană. Egalitatea a fost restabilită de Janina Nițu, care a înscris pentru egal 15. Ioana Bălăceanu a transformat perfect o aruncare de la 7 metri, dar faptul că plasa este ruptă i-a determinat pe arbitrii să considere că mingea ar fi trecut pe lângă poartă și golul nu a fost validat. Am putea spune că s-a făcut dreptate după ce Denisa Vâlcan a înscris consecutiv două goluri și scorul a devenit 17-15. Prelevici a redus din handicap, dar Ioana Bălăceanu a refăcut avansul de două goluri. Ștefania Pârvulescu și apoi Prelevici au înscris în poarta gazdelor și rezultatul a devenit din nou egal. Dana Matei a preluat din nou conducerea pentru echipa vâlceană, dar Mioveniul a restabilit egalitatea prin Anca Onicaș. Denisa Vâlcan și-a menținut procentajul maxim la aruncările de la 7 metri și a făcut 20-19, dar oaspetele au egalat prin Ana Maria Vacariu. Scorul a devenit 21-20 după un 7 metri transformat de Ioana Bălăceanu. Echipa din Mioveni a restabilit egalitatea prin Anisa Șerban, după care o pătrundere pe dreapta urmată de golul Danei Matei a făcut ca tabela de marcaj să indice 22-21, chiar și atunci când mai erau 11 secunde și vâlcencele se aflau în posesie. Victorie mare pentru echipa trioului de antrenori Mirela Câtu, Mia Rădoi, Ildico Cherecheș Barbu, ținând cont de faptul că Dacia Mioveni 2012 suferă prima înfrângere. O victorie frumoasă, o victorie muncită, am început anul cu dreptul, ne bucurăm pentru această victorie, e cu liderul clasamentului, deci bucuria e maximă.
victorie foarte, a fost o victorie foarte muncită și ne bucurăm foarte mult că ne-am luat revanșa în fața echipei din Ioveni. Deci mi-am dorit să câștigăm, să arătăm cine suntem noi, deci am foarte, foarte mult de emoții, foarte fericită. E o victorie foarte bună pentru noi. Această victorie ne-a adus încredere în noi și noi jucăm pentru din plăcere. Ne bucurăm că am bătut liderul, dar noi încercăm să perseverăm și să devenim cât mai bune. A fost un meci foarte bun pentru noi și pentru moralul nostru, având în vedere că anul acesta terminăm și junioratul și meciurile acestea ne ajută pentru ce va urma anul viitor. A fost un meci foarte greu, ne-am dorit foarte mult, am muncit și ne bucurăm foarte tare că am putut să câștigăm cu liderul seriei. Mă bucur foarte mult pentru această victorie, ne bucurăm toate de fapt și ne-am dorit super mult să demonstrăm că meciul din tur a fost o greșeală. A fost cu siguranță cel mai frumos cadou pentru sărbătorita zilei, Bianca Neacșu. Ne-am trăit foarte intens, nu mai am cuvinte, nu știu ce să mai zic. Le mulțumesc fetelor că au fost alături de mine și că am putut să câștigăm. A fost un meci super frumos. În urma acestei victorii, Național Râmnicu Vâlcea urcă pe locul 3 în clasamentul seriei, iar în etapa următoare poate face rocada cu ocupanta poziției a doua, CSO Plopeni, formație pe care o va întâlni tot în sala de la Energetic, joi 10 ianuarie, începând cu ora 15.